Proiectul împreună continua. Suntem în cartea Iov, în segmentul unde prietenii lui Iov se aventurează în a da sfaturi, deși nu au fost cerute. Cei trei prieteni, Bilda din Soah, Tsofar din Nama și Elifaz din Teman, rând pe rând se angajează să imită păreri, sugestii, Par bine intenționați, deși au accente ironice în mesajul lor. Sofar din Nama, pentru că este rândul lui în lectura de astăzi, evocă o temă recurentă în cartea lui Iov. Dumnezeu pedepsește pe cel rău. Dacă Iov este în situația de maximă suferință din cauza pierderilor și a pierdut brusc toți cei 10 copii și este în suferință fizică, plin de bube, Totul, spun prietenii lui Iov, este de fapt efectul fără de legilor lui. Țofar de Nama este plastic în descrierea sa, prin care dorește să evidențeze că nimic nu scapă de mânia lui Dumnezeu față de cel nelegiuit. Iov însă nu tace, vorbește, vrea să se facă înțeles. Ba chiar consideră mesajele prietenilor lui o bătaie de joc. Pare a fi parcă așa un dialog al surzilor. Prietenii lui Iov au idei preconcepute, au poezia lor bine învățată și nu îl aud pe Iov, dar îmi trebuie să-l înțeleagă. Așa, prieteni, mai bine fără. Iov, când îi răspunde lui Țofar, aduce argumente clare, evidente, despre propășirea celor răi care o duc bine mersi. Iov este cel care conturează suveranitatea lui Dumnezeu și, uneori, nu-i putem înțelege acțiunile lui Dumnezeu pentru că depășesc logica noastră care este simplistă. Elifaz din Teman, un alt prieten al lui Iov, îl mustră pe Iov pentru că este defensiv și nu recunoaște uh, potențialele sale păcate. Elifaz îl sfătuiește să se supună lui Dumnezeu și să accepte corecția și învățămintele sale. Elifaz merge pe varianta larg răspândită și argumentează că faptele bune și corecta conduită sunt importante pentru relația cu Dumnezeu și pentru a primi binecuvântările lui Dumnezeu. Elifaz îi amintește lui Iov că mulți oameni au primit pedeapsă de la Dumnezeu pentru păcatele lor și că a trăi în ascultare de Dumnezeu aduce răsplăți. Ba chiar Elifaz îl acuză pe Iov că nu a fost ospitalier și că nu a împărțit cu cei nevoiași din bogăția sa. De asemenea, Elifaz susține că Iov și-a pus încrederea în propriile realizări și în averea sa în loc să se încreadă în Dumnezeu. Elifaz consideră că Iov a devenit mândru și a căzut în păcat din cauza acestei atitudini. Este drept că Iov era bogat, era cu vază, dar aceasta nu înseamnă că era și arogant, corupt sau mândru. Și astăzi în societatea noastră se pun repede etichete celor care sunt potenți financiar. Elifază și încheie cuvântarea sa sugerând că Iov ar trebui să se întoarcă la Dumnezeu și să își recunoască păcatele pentru a primi din nou binecuvântările sale. În lectura de mâine va veni răspunsul lui Iov. O lecție importantă pentru noi ar fi nu te arunca în a eticheta, în a-ți expune soluțiile, fără a avea o perspectivă mai amplă și înțelepciune divină asupra misterului suferinței și uh, asupra dreptății lui Dumnezeu. Psalmul 40 îl citim a doua oară în proiectul împreună și... Aș vrea să subliniez cum este prezentat Dumnezeu de către David, autorul psalmului. Dumnezeu ascultă, spune David, răspunde la nevoi, ne pune picioarele pe stâncă, ne întărește pașii. Dumnezeu este îndurător și bun, este ajutor, izbăvitor și vrednic de laudă. Solomon în proverbe surprinde realități bogatul și săracul sunt împreună așa a lăsat Dumnezeu omul chipzuit este cel care abordează situațiile diferit prostul merge înainte iar smerenia și frica de Domnul sunt răsplătite cu bogăție, cu slavă și cu viață nu în ultimul rând Citim astăzi că Pavel, apostol al Domnului Isus Hristos, scrie celor din Corint în a doua sa scrisoare despre suferințele sale, dar și despre mângâierea primită de la Dumnezeu. El nu este fără de nădejde și confirmă că odată cu uh, suferințele vor veni și mângâierile. A fi slujitor al Domnului nu te poziționează deasupra problemelor. Ele vor exista. Cu încredere în Dumnezeu vom face față Pavel spune că Dumnezeu a izbăvit, izbăvește și va izbăvi. Așa este.